Domnului, preamărim numele Domnului nostru Iisus Hristos și dorim ca prezența Duhului Sfânt să fie și după masa aceasta, în acest loc. Dragii mei, dorim să deschidem acest timp de închinare în această zi, de după masă, invitându-vă să vă ridicați în picioare. Vom asculta câteva cuvinte, dragii mei, din cartea profetului Isaia, un verset, de fapt, care ne spune în felul următor. Veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. Să cunoaștem, să căutăm, să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Amin. Amin. Haideți, dragii mei, așa cum stăm ridicați în picioare, să intrăm într-o rugăciune și să dorim ca, să rugăm ca Tatăl Ceresc să binecuvinteze inimile noastre din această dupămasă, să ne binecuvinteze pe fiecare, să binecuvinteze Domnul cântarea, să binecuvinteze rugăciunea, cuvântul care îi va vesti și în toate numele Domnului să fie slăvit. Amin. Haideți cu toți, așa cum stăm, să reintrăm într-o rugăciune de laudă și de a proslăvi numele Domnului. Amin. Amin.